De la cazana de țuică la trotinete, hoții din Mehedinți par să fie interesați de tot ceea ce pot sustrage. La Vlădaia, un bărbat s-a pomenit că într-o noapte a fost furat cazanul de țuică. În schimb, un severinan a rămas fără trotineta electrică aflată pe bancheta din spate autoturismului. Polițiștii spun că hoții nu se dau înapoi de la nimic și că este necesară o vigilență sporită pentru a nu le cădea victima. Trei tineri cu vârste între 17 și 22 de ani au furat un cazan de țuică în valoare de 5.000 de lei din gospodăria unui bărbat de 54 de ani din comuna Vlădaia. Bărbatul a declarat polițiștilor că furtul s-a petrecut în timpul nopții. Prejudiciul a fost recuperat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie restituit persoanei vătămate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Din cercetări a reieșit că în perioada 2-4 februarie persoane necunoscute au pătruns în curtea locuinței unui bărbat de unde au sustras dintr-o anexă gospodărească un cazan din cupru pentru fabricat țuică în valoare de 5.000 de lei. În urma verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Vânjul Mare, au fost identificați autorii furtului, trei persoane cu vârste cuprinse între 17 și 22 de ani, cu domiciliul în județul Mehedinți. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cele trei persoane fiind reținute pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentate unității de parchet competente cu propunerea de luare a unei alte măsuri preventive. Trotinetele electrice par să fie deosebit de atractive în ultima perioadă pentru hoți. Un bărbat din Drobeta Turnu Severin a sesizat că i-a dispărut trotineta electrică pe care o avea chiar pe bancheta din spate a mașinii. Pentru că portiera autoturismului era defectă, hoților nu le-a fost greu să deschidă mașina și să sustragă trotineta. Autorii furtului sunt patru tineri cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, toți din Severin. Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un bărbat de 37 de ani din municipiu cu privire la faptul că persoane necunoscute, profitând că portiera stânga spate de la autoturism nu a fost asigurată, au pătruns în autoturism și au sustras o bicicletă și o trotinetă electrică. În urma verificărilor efectuate de polițiști din cadrul Biroului Investigații Criminale, cu sprijinul Biroului Ordine Publică, au fost identificați autorii furtului. Patru tineri cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, toți din municipiul Drobeta Turnu Severin. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cei patru tineri fiind reținuți pentru 24 de ore. Acest furt de trotinete electrice nu este singurul, având în vedere că acum câteva săptămâni au fost furate mai multe astfel de mijloace de deplasare din curtea a două licee din Drobeta Turnu Severin.